Ca recomandare de lectură pentru astăzi am ales cartea scrisă de Grigori Slujitel, scriitor rus, intitulată Zilele lui Savelie. Cartea face parte din colecția Raftul Denisei și a fost publicată la editura Humanitas Fiction, traducerea fiind realizată de Justina Bandol. Autorul acestei cărți, Grigori Slujitel, s-a născut în 1983 la Moscova, într-o familie îndrăgostită de cultura franceză. În anul 1999 a absolvit Școala Internațională de Cinematografie din Moscova, iar la vârsta de 17 ani a lucrat pentru scurtă vreme în redacția de știri a ziarului Novaya Gazeta. A urmat apoi Institutul de Teatru și joacă permanent la Studioul de Artă Teatrală, filiala Teatrului de Artă Anton Pavlovich Cehov din Moscova. Este ocazional actor de film și de televiziune și cântă la voce și chitară în trupa Ochesei. Romanul său de debut, Zilele lui Savelie, cel pe care îl prezentăm astăzi, a devenit bestseller național. În prezent este în curs de traducere în peste 10 limbi. După debut, Grigori Slujitel a început să publice și în antologii dedicate tinerilor autori. Inspirat de cele două pisici cu care își împarte locuința, scrie în mod curent articole și eseuri care apar online. Prefața cu entuziasm de Evgeni Vodolazkin și încununat în Rusia cu două mari premii, Zilele lui Savelie este un roman al pierderii și despărțirii, dar și al iubirii și frumuseții etern supraviețuitoare. El convinge prin limbajul rafinat și fluid, prin flexibilitatea și lejeritatea cu care autorul își manevrează structura narrativă și prin complexitatea sa tematică și de gen. E în același timp pseudobiografie, scrisă cu un zâmbet în colțul gurii, fresca a Moscovei de azi și de ieri și, nu în ultimul rând, metafora a vieții omenești. Eroii lui Grigori Slujitel, spune Evgeni Vodolazkin, indiferent că sunt pisici sau oameni, sunt adevărați. Își trăiesc singurătatea și suferințele, râd și iubesc. Iubirea din acest roman merită câteva cuvinte aparte. Este, fiindcă așa a fost să fie, o dragoste platonică, adică cea mai înaltă formă de iubire. Fire independentă și predispusă spre reflexie, dar nu lipsită de instinctul conservării, iubitor de Vivaldi și de pictură, Motanu Savelie vede lumina zilei în curtea unui vechi imobil situat pe o alee din Moscova, Shela Putinsky, prima lui locuință, dacă îi se poate spune așa, fiind o cutie de banane Chiquita. Aici a locuit temporar alături de mama lui, care se numea foarte frumos Gloria, și de surorile lui, ABK și Zina, numite așa după magazinul ABK și după casiera Zina, care le aducea de mâncare brânzica de vacă Savușca, după care însuși Savelie, la rândul lui, și-a căpătat numele. Secțiunea Allegro din concertul L'Amoroso de Antonio Vivaldi, o cutie de banane Chiquita, parfumul de aglică, iată primele amintiri a lui Savelie din copilăria petrecută în grădina imobilului de la brat al Morozovilor, în vechiul cartier negustoresc Taganca. Sava, cum îl alintă mama și surorile sale, e un motan moscovit căruia nu-i scapă nicio șansă din cele pe care un destin fast îi le scoate în cale. Din ziua în care Vita decide să-l ia la el acasă, existența lui Savelie se schimbă, iar aventurile se înșiră una după alta. Conviețuiește cu un papagal nebun și narcisist într-un apartament de bloc, devine angajat oficial al galeriei Tretiakov, ia parte la o comună pisicească în curtea catedralei din Elohovu. Apoi, în viața lui intră Greta, moale ca mușchiul, neagră ca noaptea, iar iubita sa Moscova devine astfel cel mai bun loc din lume. Savelie învață să dea un nume fiecărei senzații și fiecărui sentiment care încearcă sufletul felin. Nostalgie, dragoste, prietenie, recunoștință, pierdere, acceptare, regret. Voi încheia prezentarea cu ce scrie ziarul Corriere de la Sera.
Nu există flanor mai versat decât un motan vagabond, iar Zulu Jitel este extraordinar de inventiv în a utiliza punctul de vedere al lui Savelie pentru a străbate lumea noastră și a ne-o povesti cu o privire înzestrată, cu reînnoită ingenuitate.